Este foarte interesant și cred că este provocator să ne întrebăm cum arată raiul. De ce? Pentru că acolo este începutul existenței umane. Dacă vreți, de rai se leagă toată existența noastră. Nu am avea cum să știm pentru că nimeni nu știe, nimeni nu a fost acolo decât Adam și Eva. Vedeți cât ne întrebăm, cât se întreabă omenirea, cât se frământă omenirea să-și cunoască începutul, să-și cunoască obârșia. Și este greu. Nu putem afla decât numai pe baza revelației divine. Ceea ce înseamnă că dacă citim Sfintele Scripturi ale Vechiului Testament, aflăm cum a fost Raiul la început zidit. Poate că vă puneți întrebarea de unde a știut scriitorul, autorul acestei cărți, Moise, care a scris primele cinci cărți din Sfânta Scriptură. Moise a fost profet nu numai pentru cele viitoare, ci a fost profet, proroc și al celor din trecut. Dumnezeu i-a descoperit. În cartea Ieșirea există un text în care Moise a consemnat porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a poruncit să scrie ceea ce îi spune ca să știe poporul. De aceea noi știm. Și atunci știm din Vechiul Testament Că Raiul este o grădină frumoasă, că Raiul este un loc bun, un loc minunat și mai ales este un loc sfânt. Iar sfințenia este starea cea mai înaltă. Sfințenia este starea care generează, care determină cea mai frumoasă atmosferă, cea mai grozavă atmosferă. Știm de asemenea de la. Din noul testament, în special de la Mântuitorul Hristos, că raiul este bucuria Tatălui, raiul este fericirea veșnică, raiul este binecuvântare, raiul este mângâiere, raiul este viață veșnică. Nu știm mai mult, pentru că nimeni dintre noi nu a fost acolo. A, fost, a avut o experiență. Absolut excepțională atunci când a fost convertit pe drumul Damascului Sfântul Apostol Pavel. Nu ne-a ne putut spune foarte multe din experiența pe care a avut-o. Ne spune că a fost răpit până la al treilea cer. Ne spune de asemenea că a văzut lucruri pe care niciun nici ochi omenesc nu le-a mai văzut. A văzut ceea ce la mintea omului nu se poate ridica, și nici la inima omului, adică ceva ieșit din comun. Ceva care nu este familiar omului de aici, de pe pământ. Avem însă și niște experiențe care sigur că nu sunt experiențe care vin din partea unor persoane sfinte, conectate, să spunem, la harul lui Dumnezeu foarte mult, dar Dumnezeu le-a îngăduit această experiență. Unii care au fost în moarte clinică sau moarte cerebrală, după un care timp și au revenit la viață și relatează niște stări absolut excepționale, o stare de bine, de beatitudine, de fericire, nimic mai mult. Ceea ce înseamnă că raiul este putem să-l definim așa, ca prezență a lui Dumnezeu, ca petrecere în prezența lui Dumnezeu, care este totul și în toate și izvorul întregului bine, izvorul vieții, izvorul fericirii. Și atunci, dacă raiul este prezența lui Dumnezeu, înseamnă că este bucurie, fericire, lipsă de durere, lipsă de teamă, nicio grijă și nicio stare de înfricoșare. Nu este nirvana însă, adică nu este o neantizare a sufletului. Este din potrivă o accentuare a vieții la modul superlativ, la modul cel mai bun, așa cum spune Mântuitorul, că a venit ca noi să avem viață, ba să o avem din belșug.